În această aventură am fost însoțiți din nou de rucsacul nostru favorit, Hugger, de la DB Journey, potrivit, de exemplu, ca bagaj de mână la companiile aeriene low cost. Folosind codul EverydayHoliday15, aveți o reducere de 15% la toate produsele DB Journey. www.dbjourney.com. Bine, te simți ca acasă. Nu din cauza limbii, că oricum nu înțelegi nicio iotă, dar din cauza traficului. Deci pe bune, așa se opresc cu avarii. Ce avarii? Când pun avariile, e bine. Se opresc în mijlocul drumului, sau e chiar să intre în magazin, așa, știi? Stil din asta, cel mai tipic stil balcanic, știi? Se opresc, merg, pleacă, poliția se uită, mai dă cârcâr, niciun stres. Deci, în linie dreaptă, între Berat și Girocastra, sunt 70 de kilometri. Google Maps merge pe un drum extrem de ocolit, dacă pot spune așa, 180 de kilometri. În niciun caz. E un drum pe hartă care pare bun, care are doar 100 de kilometri și merge oarecum drept. Și ne-au spus localnicii că e ok, e asfaltat, putem să mergem pe el. Suntem deja de 20 de minute pe drum, asfaltul s-a terminat brusc și ne bucurăm că avem 4x4. Dar benzina ne ajunge? Mă rog, mai avem pentru 180 de km. Pe drum din ăsta? Da, acum știți cum e, să te întorci în drum nu e un semn bun, așa că continuăm pe aici să vedem unde ajungem. Fac doi pași pe jos și după aia plec din nou, că e aceeași viteză, adică... Deci, pe drumurile astea merg eu mai repede decât tine, serios! Nu că m-am plictisit să stau atât în mașină. Domnișoara, singurica, singurica, vă duc până undeva? Interesantă e că nu avem roate de rezervă, că ăștia la X4 s-au gândit că de ce ne trebuie nouă roate de rezervă, ce se ocupe locul în portbagaj. Vai, lasă-mă, că de când am început să urcăm, tot la asta mă gândesc. Avem numai un kit amărât de vulcanizare și un... Care poți să-l uiți de asta ceva. Și un compresor. Hai că o fi bine! Uite, aici avem 3 vaci. Putem face prăjitura asta nouă pe care am descoperit-o aici, trilece. Sunt 3 diferite, 3 culori. O să iasă trilece, tricolorul românesc.
Ușor zis. Deci e o veste bună și o veste proastă, așa cum anticipam. Drumul e ok, dar nu e asfalt până la Teplen. De la Teplen e asfalt, dar până la Teplen avem... Hai de capul meu. Cât? Nebunez, o 40 de kilometri, cred. Jumătate în distanță. Ia că aici Teplen. Deci mai avem bucata asta fără asfalt și bucata asta cu asfalt. Cam jumătate din 80, 2 ore și 11 minute până la Girocastra. Astea. Hai să dăm după microbuzul ăla. Tot înainte. Nu filmăm mașina. Nu, noi trebuie să fim transparenți. Adică nu ca și cum am fi mâncat sticlă, ci transparenți în sensul că pentru cei care ne urmăresc să arătăm tot adevărul. Adică tot ce e la noi în mașină, sticle goale, chec început, să rămână tanti mama lui Alexandra, pe care o iubim mult. Acum pe bune, drumul nu e catastrofal, dar nici o plăcere pentru mașină. În schimb e foarte frumos. Am pierdut timp scurtând, dar probabil a meritat. Vedem noi la următoarea vizită la mecanic. Și într-un final am ajuns, cu greu, dar am ajuns, numai puțin pauză de adăpat, ok? Și într-un final am ajuns, cu greu, dar am ajuns, după 4 ore de... Deci pe tot drumul n-am avut niciun magazin, nici nimic, vai de cap meu, mi-a fost o sete și mi-e în continuare, da. Da, foarte tare, până la urmă am scăpat fără nicio pană de cauciuc, am scăpat, am ajuns cu bine la Girocastra cu o întârziere de vreo 2 ore, dar a fost interesant, sub genericul tineri, haideți să cunoaștem Albania. Am văzut câteva din farmecele ascunse ale acestei țări minunate. Și acum suntem în castelul, în vechea cetate a orașului Girocastra, depinde cum vreți să pronunțați. Și vă civilizație și nu-mi vine să cred, nu credeam că o să mai ajungem la civilizație. Îți iau o chestie de aia învârtită de vânt. Vai de mine, ce fain să fii printre oameni. Băi, deci atât de pustiu, am văzut sate părăsite, tot. Vai, nu credeam că mai ajungem unde trebuie. Castelul Girocastra a fost construit în secolul 4 după Hristos. Inițial se numea Argirocastro și a făcut parte din Imperiul Bizantin până în 1417, când a fost cucerit de otomani. Orașul atinge apogeul între anii 1800-1830, când au fost construite și majoritatea caselor care au făcut ca Girocastra să fie inclus în 2005 în patrimoniul UNESCO. Elementul distinctiv al orașului este utilizarea intensivă a pietrei în construirea caselor, care arată ca niște mici fortărețe și care i-au conferit așezării porecla de orașul de piatră. Beraci Girocastra au intrat în patrimoniul UNESCO tocmai datorită acestor case din perioada otomană, foarte bine păstrate. Și asta e un acoperiș de casă. Oare îi făcut din muntele ăla unde am fost noi la cu rafting? Piatră din aia? Dar oare de câți ani e acoperișul ăsta? Cum poți să refacă? Oare poți să umbli pe el? Dar oare are un acoperiș bun de desubt sau e ciment? Sau cum e? Iată, dragii noștri, tot atâtea întrebări care așteaptă un răspuns din partea voastră. Oh.
Categoric, drumul în sus către castel nu trece prin tunel. Dar vlogul Everyday Holiday, da. Suntem bine. Nu e ceva tren în viteză. I believe I can. Deci mă simt ca și pe Titanic cuvântul ăsta. De serios. Păi, dar castelul nu e aici. Am trecut pe sub el. Castelul din vârful dealului, pe care îl căutăm și la care nu mai ajungem odată, este cel mai mare din Albania. În interiorul castelului se poate vizita Muzeul Armelor, deschis în 1971. Girocastra este unul din locurile unde există o importantă comunitate de aromâni. Aceștia îi spun orașului Liurocastru. Poate vă întrebați ce e cu toate tunurile astea pe aici, dar și dacă nu vă întrebați, știți deja, eu tot o să vă spun. E bine, e vorba de Ali Pasha, conducătorul Albaniei din acea vreme, care s-a gândit el să-i susțină pe britanici în lupta împotriva lui Napoleon. Se întâmpla undeva la începutul secolului al XIX-lea. Ca semn de mulțumire, britanicii i-au dăruit foarte multe tunuri. Cam asta e povestea, dar finalul ei este foarte trist, în caz că vă interesează ce se întâmplă în continuare și chiar dacă nu vă interesează, eu tot o să vă spun. Ali Pasha a fost considerat un rebel de către administrația de la Istanbul, care de fapt controla aceste teritorii, și a fost executat într-un final. Dar tunurile au rămas. Aici în oraș s-a născut în anul 1908 Enver Hoxha, fostul lider al Republicii Populare Socialiste Albania, țară nevecină și prietenă. Casa lui a fost transformată în muzeu. Mai mult sau mai puțin interesant pentru arme din preistorie și până în al doilea război mondial care sunt expuse aici, castelul atrage prin atmosferă, peisaje și scena pe care are loc anualul Festival Național Folcloric. Hamlet, ceva? Tu-ți dai seama? Stand-up? Da, seama câți oameni au fost pe scenă. Matache, stai că avem o domnișoară drăguță care are acum un număr de stand-up. E rușine! Apa Glina, cea mai bună apă pentru o zi în care ești însetat. Cum a fost? Sunt convingătoare? Stai, să continuăm. Cum erau bancurile alea cu comunismul și capitalismul? Două versiuni ale aceleași povești? Versiunea americană a poveștii. Curajosul nostru pilot Bob Xulescu zbura din Franța către baza aeriană de la Napoli în Italia și datorită unei furtuni extraordinare, cu o manevră incredibilă a reușit totuși să aterizeze, să depună în siguranță aeronava la sol pe pământ albanez. El va fi decorat ca un erou.
versiunea comunistă a poveștii. Bravi noștri piloți albanezi, efectuând o misiune de recunoaștere, au interceptat un avion spion american în spațiul aerian al Albaniei și l-au silit să coboare. Ah, vreți și versiunea originală? Pe versiunea originală e mult mai simplă. Pilotul american Bob Ixulescu efectua în decembrie 1957 un antrenament deasupra Mării Mediterane. A experimentat ceva probleme la motor și pentru că Albania se afla mai aproape decât Italia, a aterizat aici. Avionul a rămas sechestrat, dar el s-a întors viu și nevătămat în Statele Unite. Orașul Girocastra este cunoscut și pentru preparate culinare specifice, precum pașa căfte, șapcat, un desert cu lapte de oaie, zahăr și smochine uscate. De ce cazul să gustăm și noi câte ceva, nu-i așa? Dar nu contează ce consumăm, contează că peisajul e senzațional. E foarte fain peisajul. Cred că numai de aia e în TripAdvisor. Da, și e în TripAdvisor pe primul loc, hai să vedem. Dar nu e nimic foarte tradițional pe aici, așa că o să mâncăm niște brânză, o să gustăm niște brânză cu susan. Nu? Brânză cu susan, este tot felul de chifteluțe, ardei umpluți sunt tradiționale, albanezi, musaka, asta din Grecia importată, tot felul de chestii de miel, uite, au și porc, au și... Tu realizezi că noi practic suntem pe balcon la om și mâncăm. Foarte întreprinzător. Nu, măsline cu căpșuni n-am mai mâncat până acum. Ai mâncat măsline cu căpșuni? Nu, de ce ai comandat? Salată de fructe. Salată cu fructe? Nu, că scria and or. Și am zis or. Și cum la ei e același cuvânt pentru and și or? Dacă n-am mai mâncat niciodată salată cu căpșuni, dar s-ar putea să fie bună. Fie de-a. Cum e? Poate tăi ca și un fel de sos dulce. Bă, ce bună e! Nu m-am gândit niciodată că merge atât de bine cu suc de portocale. Ai gust de portocale. Și are și un pic de ceapă verde, fii atent. Căpșuni cu ceapă verde și măsline și portocale. Încă niște frunze. Thank you. Yes. Bună căpșuna. Bună pe total. Chiar e interesantă. Am crezut că e coțet și nu-mi plăcea, dar e cu ceva sos de portocale. Foarte bun. Gust și chestia asta brânză cu susan. Cu miere. Brânză cu susan și cu miere. Dar ce aromat e mierea. Hai că am zis că nu gust, că e cu ouă, dar o gust totuși. E miere de albine. Nu, încă nu-i brânză de vacă. Cum e? Bă, e foarte ciudat în primul rând. Da. Vaba ta, mierea e foarte aromată. Nu văd de ce a fi brânză de oaie acum, chiar să fie brânză de oaie cu miere, zici tu? E miroase tare. E foarte sărată, poate să fie telemea de vacă. E telemea asta, e clar. Bă, e ca brânza din Langoș. De oaie. Ar putea fi. Brânză de oaie trasă în ou cu susan și cu miere? Da. E trasă în ou, inclusă de zahăr. Crustă de zahăr? Nu e de ou. Sau e de ou? Nu. E cașcaval pane cu miere și cu... Deci, se pleacă de la cașcaval pane și se ajunge la brânză de oaie făcută pane cu miere și cu susan. Foarte tare. Deci nu vine să cred. Pentru toate astea am plătit 700. Deci asta înseamnă undeva sub 6 euro, 5,70 euro. Pentru brânza asta, pentru salată, pentru cola și pentru cafea. Deci mega, mega ieftin. Și pentru priveliștea asta faină. E ieftin Albania. Muzica.
ce ai găsit aici? Bă, foarte multe chestii drăguțe. Mi-e plac super mult chestiile astea, nu știu de ce. Păi ce suveniruri faine, așa ai? Da, până acum n-am mai cumpărat, dar chiar îmi plac. De ce ai aici? Bol din astea, de sărățele, de tot felul. Uite ce mișto le face. So, each one is unique? If you see in every piece, you'll find out that you'll not have any same design. You'll find some similar, but not the same. For example, if you see here, you'll see this design in that plate or in this one, but just because they are all hand-painted, none of them is the same, but only similar. Până își alege Alexandra vasele preferate, mi-am găsit și eu ceva. O pălărie de asta mișto. Alexandra, ce părere ai? Deci am luat un platou cu chestii tradiționale. Avem un fel de omletă cu spanac, avem chiftele, să le spunem, din orez prăjite, avem birec cu spanac. Acum ai birec de câte feluri? Avem niște chiftele, ei sunt nebuniți după chiftele astea, după chiftelele astea. Și lipsește... ce-am cerut? Nu știu, mai era ceva tradițional. Da, nu, sărmăluțe în foie de viță mai au, dar probabil să fi terminat, ne-a dat ce au avut. Dar ce ai cerut? Păi erau în poze, sărmăluțe în foie de viță și ardei umpluți, au ei tradițional și vinete umplute. Nu, asta nu cred că e spanac. O fi lovo de leurte, ce-o fi? Ce interesant, e iaurt cu morcov. Are și mentă. Este cartof cu mentă. Arată dubios, dar nu e chiar așa rău pe cum arată. E foarte bun. Cartof cu mentă și cu ceva frunze. Dar iaurtul ăsta grecesc, albanez, e foarte bun. Decide-te, grecesc sau albanez? Păi... iaurt grecesc. Tzatziki personalizat. Uite că mai vine ceva. Aoleu. Ai primit și o supă. Thank you. Da, pe practic eu am zis că numai supă mănânc. Ești o plateoasă, să înțeleg că e pentru mine. Da, eu l-am gustat numai. Un pic cam multă grăsime supa asta. Mai bună. Supă de legume. Dar e fain că nu e ciorbă, știi? E chiar supă. Au niște condimente foarte, foarte mult pe bază de oregano. A, păi de-aia ei au și chipsuri cu oregano, că ei spun oregano, clar. Deci, inclusiv cartoful prăjit cu oregano. Așa arată o masă când deci, e mega foame. Stai să înțeleg puțin, ce cu risotto ăsta a apărut aici? Cui este? Și cartofii? Păi ție ți-l-o pus, ia tău. Deci de acum nu mai mergem numai noi doi în vacanțe. O să vă luăm prin rotație pe toți cei care vreți să veniți cu noi, pentru că noi tot timpul ne comandăm atât de multă mâncare, cât tot timpul aruncăm. Păi, deci hai să vă explic. Noi am vrut să mergem la sigur cu supa și corezul, da? Și la totul tradițional hai să gustăm, că poate nu-i bun. Și cartofii are de siguranță, o carnitură tot timpul. Și, na, se pare că toate sunt bune. Acum nu știu ce facem. Pentru orice există explicație. Da, deci de data asta a fost ceva mai scump, pentru că am comandat platoul ăsta pentru doi tradițional și foarte multe feluri de mâncare. A fost, în total, cam 15 euro. Da, tot e foarte bun prețul, zic eu. A, și cu tot, cu băuturi, cu apă și ce-am mai luat. Și din partea casei, nu o să-ți vină să crezi, apropo de vlogul cu baclavaua, ai voie din 3 încercări să ghicești ce ai primit? Eu da. Nu mă bag. Nu te bagi? Nu. De ce? Hai că nu cu lapte de, cum ai zis atunci, în Turcia, cu lapte de capră. Dar chiar era cu brânză de capră. Ai să râzi, e cu totul altfel. Serios? Adică? Mm-hmm. Are alt sirop. Să că-ți spun imediat de ce. Merită să gust sau nu? Da. Nu-i de trandafir. Dar nu-i dulce. Păi nu-i bine. Foarte interesant, nu-i dulce. E nucă cu scorțișoară, parcare, cuișoare. Foarte interesant. Pioneze, pionezișoare. Da. Nu, nu-i ca și cea din Turcia, să știi. Adică nu că nu-i dulce, că îi spre dulce, nu-i sărată, dar nu-i... La final, rămâne o singură întrebare. Berat sau girocaster? Care dintre cele două? Baclava? Hai mă, ce-i cu baclava? Aia a fost în Turcia, lasă-mi pace.
Bine, ideea e că sperăm că v-a plăcut vlogul nostru de astăzi, rătăcirea noastră. E bine că am ajuns din nou în civilizație, e foarte frumos în civilizație. Că nu e credeam. Baclava aici. Da, măi, dar tu știi, deci serios, când erai acolo, chiar parcă nu mai ajungeai nicăieri. Deci, na, ce să zic, e fain să ai un soț încăpățânat. Cine are soț încăpățânat? Stai puțin. Păi tu, el, soțul meu e încăpățânat, pentru că noi am întrebat-o pe Alma pe unde să mergem. Pusti, sate părăsite, cu geamuri sparte, cu uși. De ce nu zici nimica? Eu vreau să, nu știu, te ascult șocat. Eu vreau să vă rog să nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru și vă răspundem cu mare, mare drag la orice întrebare legată de Albania. Și nu numai, pe YouTube sau pe Instagram. Vă pupăm, pa! În final rămâne o singură întrebare. Sunt sau nu sunt gravidă? Nu e. În final rămâne o singură întrebare. Berat sau Girocaster? Sau? Eu cred că Alexandra zice baclava.